Când am fost acasă la Ronaldo, era Ronaldo din Țosu, unde s-a născut el în Brazilia, în cartierul Bento Ribeiro, în Bento Ribeiro, o suburbie a lui Rio de Janeiro. M-am dus acolo și am văzut campionatul mondial finala din 2002 acolo și după aia, pentru că a câștigat Brazilia și era toată lumea bucuroasă, am vorbit cu un șofer de taxi și haide, du-mă și pe mine până acolo. Și ăla m-a întrebat, bă, nene, e sigur că vrei să mergem acolo, cartierul, fama și așa mai departe, și m-am găsit cu toate neamurile Ronaldo. Numai că m-am găsit cu neamurile Ronaldo și dacă e să aleg momentul ăla cel mai important, este când au venit unchiul și cu mătușii sa, cei care îl salvaseră de la inaniție, că Ronaldo a fost mort câteva ore, la modul sincer, pentru că nu avea ce mânca. Și l-au găsit undeva pe o șină de tren dezafectată acolo și mama lui nu avea posibilitatea despărțită de taică și așa mai departe și oamenii aceștia doi au dat să bea lapte pentru că l-au găsit acolo, el era mort de inaniție, nu avea ce mânca. Incredibil. Și acești doi oameni, ăsta era ticălos, Tio Pepe era brutos așa un picuț și cu un tricou micuț așa până aici îi venea tricou, știi, cu Naționala Braziliei normal. Cam cum arată Ronaldo. Da, acum. Da. Exact, și povesteau despre el. Dadao îi ziceau că lui s-a spus toată copilăria Dadao pentru că sursa nu putea să pronunțe Ronaldo. Aha. Și zicea Dadao. Nu ce Dadao, Dadao, Dadao. Și povesteau despre Dadao, știi? Mă rog, povestea e mai lungă pentru că ăsta, șoferul de taxi mi-a zis, lasă-mă să mă dau eu întâi și o să vorbesc cu oamenii, că tu ai venit în figur cu un laptop și cu... Cum era pe atunci, aș copilă. Deci tu ai mers cu laptopul acolo în cartierul ăla, dar nu ți-a fost și la aia. Nu m-am dat jos din mașină, nu. Hai să nu fac pe șmecherul, mi-a zis șoferul, stai un pic aici, s-a dus și le-a spus din România, rumea, n-au priceput ăia, nu așa, și le-a zis Rusia, gata, Rusia, de... nu le-a zis lângă Rusia, ăsta vine din Europa. Da. Și ăia au zis că băiatul e din Rusia, am lăsat-o așa cu băiatul e din Rusia, știi? Ai spus și tu, dar mi-a zis, nu te da jos. Aha. Mă duc eu să vorbesc, m-a lăsat în taxiul, nu știu, 100 de metri, eu îi vedeam. Unde vorbeau, zic, bă, și dacă ea zic că nu, ce fac, acum plec în dărăt? Toată aia acoperită cu steagul Braziliei, cu gloria dedicasau, esforso, nu știu ce. Și povesteau. Și uite, ăsta e vărsul și a venit vărsul. Bă, oamenii ăia copilăriseră cu ăsta ar fi primul moment, știi? Hai să vezi casa, pătuțul în care tremurau izmenele. Poză, numărul 114, țin minte și acum, au trecut 23, 4 de ani, 22 de ani. Mai țin minte și acum. Ăsta